Viteza și neatenția au adus moartea unei giurgiuvence care se afla în mașină cu soțul și nepotul lor de doar 6 ani. Oamenii veneau dinspre București și se îndreptau către Giurgiu. Nenorocirea s-a întâmplat duminică în jurul orei 15 pe DN5, atunci când șoferul din București a pierdut controlul volanului, iar într-o curbă a intrat direct în mașina care circula regulamentar. Un bărbat de 39 de ani din municipiul București, în timp ce conducea autoturismul din direcția Giurgiu către București, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a intrat pe contrasens în coliziune cu un alt autoturism condus regulamentar de un bărbat de 65 de ani din municipiul Giurgiu. Din impact a rezultat decesul unei femei de 62 de ani din municipiul Giurgiu, rănirea gravă a unui minor de 6 ani și rănirea ușoară a ambilor conducători auto. Pe numele bucureșteanului au fost deschise 2 dosare penale, unul pentru ucidere din culpă, iar un altul pentru vătămare corporală gravă. În plus, soția șoferului, care se face vinovat pentru această tragedie, a fost și ea rănită destul de serios în accident. Copilul a fost transportat cu răni serioase la spitalul Bagdasar Arsen din capitală. Acesta este unul dintre cele mai grave accidente rutiere înregistrate în ultima vreme la Giurgiu.